Aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta până în momentul de față. Dar aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu în continuare pentru ceea ce va face de aici înainte. Vă cer îngăduința doar câteva minute pentru că am primit cuvântul acesta și este de trebuință ca să-l aduc înaintea dumneavoastră. Voi citi un pasaj bine cunoscut de noi, din Ioan, din capitolul 2. Acolo titlul pus de Cornilescu este Nunta din Cana. Și vom trage câteva idei foarte importante pentru noi, pentru că spuneam că Dumnezeu ne-a chemat la slujire. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim băgători de seamă, Dumnezeu nu ne-a chemat să fim doar părtași la anumite lucruri, să venim și să plecăm și să ne facem doar prezența, ci Dumnezeu are nevoie de slujitori. Și înainte să vă citesc, am să vă spun titlul încă o dată, cu toate că vi l-am spus deja și joi, vi-l spun și astăzi. Pentru că vreau să meditați la el. Implicat, nu invitat. Implicat, nu invitat. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Capitolul 2 din Ioan, începând cu versetul 1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: nu mai au vin. Iisus i-a răspuns: femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor: să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățare al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire și i-a zis: orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Un pasaj scurt, doar 12 versete. La prima vedere ne uităm și zicem o întâmplare obișnuită, cum citim de multe ori din cuvântul lui Dumnezeu și totuși, cum am spus și o repet și o voi repeta până în clipa când voi închide ochii, este atâta esență în cuvântul lui Dumnezeu și este atâta învățătură în cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, noi suntem oamenii care ne place să fim și invitați, dar să și invităm. Uitați-vă, de exemplu, în biserici. Se anunță și zice fraților cu timp înainte, 2-3 săptămâni, în data de... O să avem evenimentul ăsta, sunt invitați frații cu tare, slujitorii cu tare. Și vin oamenii și zic: măi, ăla-i predicator bun, ăla-i... Dar ați auzit vreodată pe cineva să spună: fraților, ascultați-mă, noi îl și invităm, îl și implicăm pe Cutărescu, că nu numai îl invităm, el e implicat, nu? În lucrare. Dar cel mai important lucru este cu el și cu noi. Nu doar să fie invitat, ci să fie implicat Iisus în lucrare. Că ziua de astăzi nu prea mai e implicat în Iisus în toate lucrările pe care le facem noi. Să nu spuneți mie că Dumnezeu este la comanda noastră. Ascultați-mă ce vă spun eu. Dumnezeu știe din cer că noi la 9 ne strângem și El trebuie să fie punctual. La 9 eu trebuie să mă prezint că ăștia, dacă nu, între 9 și 12 au program. Și numai atunci ei se prezintă. Așa face Dumnezeu. Fiți gata, dar în orice vreme, zice cuvântul lui Dumnezeu, având mijlocul încins. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu, nu? Adică cine? Noi trebuie să fim gata. Și o să ziceți, de ce? Pentru că El e gata în orice vreme. V-ați îmbolnăvit la ora 12 noaptea, la ora 2 dimineața și n-ați știut ce să faceți. Nu ați avut unde să mergeți. Dar v-ați dus înaintea lui și a spus: Doamne, mă cobor la tronul tău de îndurare, te rog în numele lui Iisus, coboară-te. Dumnezeu s-a coborât la 2 dimineața. A fost închis? Nu. Slujirea cum a fost a lui Dumnezeu? La secundă. A fost unde a fost nevoie.
E, dar acum haide să vedem ce facem noi. Că problema nu e la Dumnezeu. El e prezent oricând, oriunde, în orice situație. Dar ascultați-mă. Problema este că noi doar îl invităm și nu mai implicăm pe Dumnezeu în toate lucrurile. Și vedeți aici, în pasajul ăsta, se întâmplă ceva. Și zice că a treia zi s-a făcut o nuntă, primul verset, în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat, sau dacă vreți, invitat și Iisus cu ucenicii lui. Vedeți? Oamenii ăștia au zis, măi, să vină și el, să vină și ucenicii lui. Am auzit că-i zarvă prin zonă, că strânge niște oameni. Mă, nu știm ce o să facem, ce o să facă, nu știm. O strâns câțiva oameni cu el, toată ziua aleargă în stânga, în dreapta, dar nu știm 100%. Dar ascultați-vă ce vă spun, vestea s-o cam dus prin împrejurimi, că ceva se întâmplă. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că toate au fost bune până s-a întâmplat ceva major. Versetul 3 spune, când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Noi, fraților, avem o problemă imensă. Toate sunt bune și frumoase, toate sunt bune și frumoase, până când nu mai sunt bune. Și când nu mai sunt bune, zicem, auzi, până aici am fost în control. Am ținut toate lucrurile sub controlul meu, dar acum s-a întâmplat ceva și, ascultați-mă, numai momentul ăla ne dăm seama că nu mai știm ce să facem. Că e ușor de mers la magazin să cumperi de pe raft. Dar am o întrebare pentru voi, da, dacă e închis la magazin? E ușor să mergi la dispensar și ea să găsească ceva cu tine sau la emergency, cum avem noi, la urgență, și ea să găsească ceva cu tine rău și să-ți dea o prescripție și să spună, te duci la magazin, cumperi asta și te rezolvă problema. Dar am o întrebare, sau două, dar să nu fie emergency, dar să nu fie farmacie, dar să nu fie prescripție, ce faci? Ei, și aici, fraților, intervine problema noastră. Când s-a isprăvit vinul, ascultați, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. De ce nu s-a dus să strige în gura mare la toți? Că noi nu facem, știți, la noi când se termină banii, noi nu strigăm în gura mare. Noi nu strigăm în gura mare, știți? Noi ne ducem, Doamne, Dumnezeu, mi s-a terminat banii, Doamne, dar până acum n-ai strigat la Dumnezeu să-i mulțumești în fiecare zi, să-i spui, Doamne, îți mulțumesc pentru banii ăștia care mi-i trimiți în fiecare zi, slăvit să fie numele Tău, că îmi porți de grijă, dar când nu mai sunt, așa te duci înaintea lui și, Doamne, ce se întâmplă? Doamne! Dar până acum, de ce n-ai strigat la mine? La mine, zice Dumnezeu. Dar vreau să vă mai spun încă un lucru. Că noi de multe ori o mai cocoloșim, știți? De multe ori ne mai ducem înaintea lui Dumnezeu sau înaintea oamenilor și le mai spunem așa din departe. Nu le spunem exact care e problema. Știți ce îmi place foarte mult la mama lui Iisus? Eu spus lui Iisus exact care e problema. Nu mai sta pe gânduri să-i spună, băi, stai să vezi că aia, că uite, ori pregătit, dar nu ori luat în considerare că vin mai mulți la nuntă, ori făcut așa, ori făcut. Eu spus direct problema. Nu mai au vin. Sfatul care l-am pentru dumneavoastră în dimineața aceasta este următorul. Nu vă mai tot cocoloșiți înaintea Domnului când aveți nevoie de ceva, ci spuneți exact ce aveți nevoie. Veniți înaintea Lui și spuneți, Doamne, am nevoie de apă. Domnul îți dă apă. Am nevoie, mie nu știu ce v-a spus dumneavoastră, dar mie mi-a spus, ai nevoie de bani, cere bani. Ai nevoie de aia, cere mai aia. Ai nevoie de, cere mai aia. Lucruri specifice. Și de aici, intrăm în subiect. Și ascultați răspuns. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Ați avut lucrări din astea? În care ați mers înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus, auzi, încă nu-i timpul potrivit pentru ceea ce ți-am vorbit să fac. O să vină timpul potrivit, dar deocamdată nu este. Și acum ascultați-mă. Noi facem două lucruri. În momentul ăla ne supărăm. Păi de mine, ne pierde răbdarea, ne pierde credința, ne pierde absolut totul. Dar ascultați acum ce vă spun. Noi am uitat că scrie în cuvântul lui Dumnezeu că celui ce bate, îi se deschide. Celui ce cere, îi se va da și celui ce caută, va găsi, zice cuvântul lui Dumnezeu. Acolo ai pus vreun termen de limită, iertați-mă, vreo limită de termen? Nu. Zice să batem la ușa îndurării lui Hristos și... Și am ascultați-mă ce vă spun. Hristos i-a spus, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Și acum ascultați.
mama lui se poartă ciudat. Să râdeți acum, dar eu vă spun adevărul. Mama lui se poartă ciudat. Păi în momentul când s-a spus Dumnezeu, nu-i timpul încă potrivit, ce zici tu? Gat. Nu mai mă rog, nu mai caut, nu mai bat, nu mai... Să întrerupe slujirea. Nu mai... Și ascultați-mă acum, știți ce facem primul lucru? Dacă Dumnezeu nu mă ascultă, nici eu nu-i mai slujesc. De el e tot acolo. De el ți-a spus un lucru, ascultă-mă, știți ce ți-a spus Dumnezeu așa? Ascultă-mă. Pentru că noi trebuie să începem să stăruim în lucrare, în rugăciune, în slujire, în ascultare. Noi trebuie să stăruim. Știți ce facem noi? Noi ne dăm bătuți la primul lucru care îl vedem cum nu ne place. Gata. Nu, mai ce? Mă las. Ascultați-mă ce vă spun. Hristos și Dumnezeu n-are nevoie de quitters. De oameni care rapid se lasă de absolut tot. Ci are nevoie de oameni perseverenți. Oameni care nu se lasă. Oameni care vin și spun, știi ce? S-ar putea ca azi Dumnezeu să nu răspundă. Dar m-a ascultat. Ascultați-mă ce vă spun. Daniel s-a rugat 21 de zile. Știți? Ați citit? Vreau să vă întreb, când a venit răspunsul? La 21 la zi. L-a ascultat Dumnezeu? Da. Păi când a venit îngerul, ce a spus? Daniele, din clipa când ai înălțat rugăciunea, o ieșit cuvântul de la Dumnezeu. Dacă pe tine amezilor și apeșilor m-a stat împotriva, n-am putut să ajung la tine. Ei! Ce cere Dumnezeu? Perseverență. Stați în locul în care v-am așezat. Și acum ascultați. Mama lui Iisus parcă nu a auzit. Eu spus, femeie, ce mi-a face cu tine? Zice, nu mi-a venit încă ceasul. Ea trebuia să se întoarcă acum după spusele noastre, știți? Și să zică, băi, vă descurcați. Magazin, neamuri, vecini, faceți ce știți. Nu i-a venit timpul încă. Dar ascultați acum un lucru. Femeia asta a văzut niște lucruri. Ascultați-mă ce vă spun. Duceți-vă și citiți să vedeți când a venit și i-a vorbit. Ei. Și ea a băgat la inimă toate lucrurile astea, zice cuvântul lui Dumnezeu. A zis, femeie, copilul care se va naște din tine. O fi o pricină de potignire pentru mulți, dar ceva special o să iasă din el. Și ea și-a adus aminte de toate treburile alea și acum ascultați. Femeia asta, știți ce-a făcut? Femeia asta putea să vină și să spună, băi, lăsați-vă, nu-i scăpare? Și femeia asta și-a dat seama că ea trebuie să facă cel mai important lucru. Eu sunt pregătitoarea slujirii voastre. Și-a zis așa, mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Asta e aproape o, iertați-mă, aproape o nebunie. Păi el a spus că nu face nimic, că nu i-a venit timpul. Și ea zice, să faceți orice vă va zice. Ea deja le-a deschis apetitul. Ea deja le-a deschis credința. Ea deja le-a spus, băi, o să facă ceva. Nu o să stea liniștit. Și acum o să mă întrebați, dar din ce cauză Iisus a spus că nu face și a făcut? Și vă întreb eu pe voi acum. Vă rog să-mi răspundeți. Din ce cauză Iisus a spus, nu fac, că nu mi-a venit timpul și totuși a făcut? De ce? Nu! Am să vă spun din ce cauză. Pentru că în momentul când noi ne arătăm, ne dovedim dependența de El și cerem implicarea, e scris în cuvântul Lui, cu niciun chip nu te voi părăsi, nici de cum nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi lăsa. Scrie cuvântul Dumnezeu. Yes. Și Domnul Iisus a știut, băi, Fiul lui Dumnezeu, am fost chemat, n-am fost implicat. Dar acum mi se cere ce? Implicarea. Până aici am fost doar invitat și acum mi se cere să fiu implicat. Și acum ascultați-mă. Când îl inviți pe Hristos, nu se întâmplă nimic. Vine împreună cu tine, dar nu se întâmplă absolut nimic. Că zice, mă, m-a chemat, doar atât mi-a cerut. Dar în momentul când îl implici pe Hristos în viața ta, știi ce începe? Slujirea Lui pentru tine, dar și a ta pentru El. Și acum vă dovedesc niște lucruri. Să faceți orice vă va zice și acum ascultați. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățare al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre.
Ascultați-mă, un lucru pe care vreau să-l băgați bine la inimă în dimineața aceasta. Hristos, când îl chem, când îl implici, ascultați-mă, va umple dacă are ce. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățare al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Dacă noi suntem plini de, știu eu, mă descurc eu, ce să mai umple Hristos? A, ce, ăla îmi spune mie cum să fac? Păi ce, mi-a spus Dumnezeu să fac lucruri? Iertați-mă, sunt exemple în Biblie care nu fac sens. Scui pe jos, fac un picuț de tină, te ung pe ochi, du-te și spală-te. Face sens, nu? Dar ascultă-mă acum un lucru. De aici lucrurile se schimbă. Hristos a văzut un lucru și a zis, ascultă-mă, vasele sunt goale. E o problemă. Ele trebuie să fie umplute, dar nu oricum. Ele trebuie să fie umplute, dar nu de orice. Ele trebuie să fie umplute, dar nu de oricine. Și acum ascultați ce se întâmplă. În versetul 7, versetul cheie, Iisus le-a zis. Ascultați acum. Umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului și i-au adus. Vreau să fiți atenți la versetele astea două. Ascultați ce se întâmplă acum. Noi știți ce facem noi? Doamne, am nevoie, trimite-mi, fă-mi, drege-mi, Și Dumnezeu zice, auzi, eu îmi fac partea mea, dar tu ce faci cu partea ta? Fiți atenți, că e important acum. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Aveau vin ei? Aveau vin. Ei aveau doar apă. Acum ascultați-mă. Hristos știți ce l-a zis? Mă, voi m-ați chemat prima dată, m-ați invitat. Acum vreți să mă implicați. Dar băgați de seamă la un lucru. Eu nu lucrez singur. Ascultați-mă ce vă spun dimineața asta. Eu nu lucrez singur, zice Hristos. Eu lucrez împreună cu slujitorii mei și voi deocamdată nu sunteți. Eu vreau să vă învăț slujirea de astăzi înainte. Și primul lucru care Hristos îl face, în loc să zică să apară magic în paharele și în sticlele tuturor vin. Așa au zis? Că noi cam așa ne-am fi așteptat. Minune mare să apară dintr-o dată, să se umple paharele, să fie tot... Nu. Hristos a zis, auziți, vreau să văd ce faceți voi cu ascultarea și implicarea voastră prima dată în ecuația la care voi nu știți, care nu știți necunoscutul. Și ascultați, umpleți vasele acestea cu apă, și zice cuvântul lui Dumnezeu, și le-au umplut până sus. El nu le-a spus să le umple până sus. Eu știu că ceva se întâmplă. Și au zis, bă, dacă se întâmplă ceva, măcar să avem din belșug. Să avem din belșug, că la asta ne pricepem, știți? La asta ne pricepem. Și acum ascultați al doilea lucru. După ce ați umplut, scoateți acum și aduceți nunului. Umpleți vasele voastre. Umpleți vasele voastre. Scoateți din ele, chiar dacă vă uitați și ziceți, Doamne, dar ce să scot că e apă chioară? Și acum cel mai important lucru. Minunea mare nu este când gustați voi, ci când gustă alții din ceea ce a pus Dumnezeu în voi. Voi auziți ce spun? Voi vă umpleți de puterea lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu face transformarea și apoi Dumnezeu zice, auzi, numai pentru voi. Voi trebuie să împărțiți și la alții ca să vadă ce fac eu împreună cu voi. Și acum ascultați ce se întâmplă. Și i-au adus și zice că nunul după ce au gustat, ăștia știți care au fost? Finul, nunul, nașul. După ce a gustat apa făcută în vin, pentru că el zice că nu știa, o chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Am o întrebare pentru voi. Așa au fost? Îl găsiți pe ăsta să vină și să spună, băi, stai așa o secundă, că nu pot să mă asum responsabilitatea.
Nu pot. Păi n-am făcut eu. Eu nu m-am pregătit de ajuns. Eu n-am știut nici măcar invitații, n-am știut numărul. Am pregătit, dar am rămas fără vin. Și stai să-ți explic. Uite, o făcut. O venit unul, cheamă Iisus. La început eu nu l-am invitat. Și după aia, la urmă, l-am implicat. Să vezi ce minuni au făcut. Așa au spus? Nu. Că ascultați-mă, ne place foarte mult când ne ducem și Dumnezeu face o lucrare deosebită și vine în frate la urmă și zice: slăvit să fie Domnul, Domnul să te binecuvânteze, vai ce minunat ai vorbit, vai ce frumos ai făcut. Și tu zici: Domnul, Domnul, ascultă-mă, redirecționează imediat atenția asupra celui cu care tu lucrezi și el lucrează cu tine, că de nu vine Dumnezeu și îți ia tot și nu mai ai nimic. Vă aduceți aminte de Petru și Ioan la Poarta Frumoasă? S-a dus și a zis: aur, argint, nu am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, ridică-te și umblă. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că au venit oamenii după ei. Și au început să-i, vorba fratelui Cornel, să elogieze. Se ridice în slăvile cerești. Și ăștia s-au întors și au zis: oameni buni, păi voi credeți că prin puterea noastră s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Omul acesta se înfățișează înaintea voastră sănătos în numele lui Iisus Hristos. Dar acum ascultați-mă. Eu mai zis ceva. A cărui slujitor suntem noi? Și ce-o zis? Hristos lucrează, dar Hristos lucrează implicat cu implicarea noastră în lucrare. Noi ne implicăm împreună cu El, noi facem în numele Lui și lucrarea se rezolvă. Problema este că în ziua de astăzi noi vrem numai invitații, nu mai vrem să dăm nici de cum lui Dumnezeu toată slava. Și acum ascultați, spune cuvântul lui Dumnezeu că acest început al semnelor Lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii Lui au crezut în El. Vedeți undeva să se menționeze ce mare geabă au făcut ăștia? Că eu vă spun un lucru. Să care atâtea vedre de apă nu a fost chiar simplu. O trebuie să meargă, să le aducă de la fântână, să le umple, să facă. Dar nu-i mai găsesc pe ăștia niciunde luând vreo slavă. Slava a luat-o doar Hristos. Fraților, noi facem lucrarea lui Dumnezeu cu implicarea Lui, nu cu invitația Lui în viața noastră. Dar acum vreau să mai spun încă un lucru. Și o să mă opresc pentru că timpul zboară foarte repede. O să am un cuvânt scurt în dimineața aceasta. Ascultați-mă. V-am mai spus și cu riscul că mă repet, bunica mea a fost o bucătăreasă de elită. Pentru cei care poate o să audă cuvântul ăsta, sora Emi o știau toți. Sora Emi de la Bocșa. Nu era nuntă pe vreo 3-4 județe fără ea. Și odată a fost bunica chemată să pregătească la o nuntă. Voi mai știți cum era în România, să făcea cort în curte. Să pregătea cu 2 săptămâni înainte, să făceau din pari, cort mare. Și bunica, primul lucru care îl întreba, zice: câți aveți invitați? Și ce aveți? Oi, boi, vaci, porci, ce aveți? Și s-a pus totul la punct. Cum trebuie, frumos, gata, s-a pregătit. Bunica a făcut pentru atâta număr de persoane și bunica tot timpul făcea pentru 50 de persoane extra. Asta a fost la ea de când s-o știut. Ea întotdeauna au pregătit pentru 50 de persoane extra. Numai că, fraților, știți ce s-a întâmplat? După ce au muncit, că o nuntă ca cum se pregătea România, la noi n-avem așa ceva. În România se lucra cu 2-3 săptămâni înainte de nuntă. Nu avea unt pe vremea aia. Luai lapte și erau femei care băteau laptele până se făcea unt. Și bunica pregătea absolut tot și, fraților, când a fost vorba că s-au dus la adunare, adunarea plină și au venit vreo 200 de persoane extra. Ăștia s-au blocat. Nu tu mâncare, nu tu sarmale, nu tu carne, tu nimic. Și au venit la bunica îngroziți. Și au zis: sora Emi, am dat-o în bară. De ce? Băi, noi am invitat, dar noi ne-am pregătit cum trebuie. Că uite care e treaba. Ăștia au venit o sumedie, nu știu de unde au venit, dar au venit și nu avem ce să le dăm de mâncare. Și mi-a plăcut răspunsul bunicii mele. S-au întors către ei și au zis: auziți, ce aveți? Ce nu mai avem nimic.
Bun, dar totuși ceva trebuie să mai aveți. Zice, mai avem și le-a zis, nu vreau să vă mint că nu mai țin minte, au fost ani de zile în urmă. Nu știu că au avut miei sau oi sau berbeci, dar carne de miel, de oaie. Și au zis, mai avem două sau câte trei, câte ori au avut oi. Și au zis, mergeți, tăiați-le și aduceți-le la mine. Ăștia când l-au auzit, au zis, na, acum o să vedem ce ieși de aici. Că a fost pregătită carne bună. Între timp cât bunica au pregătit, ăștia au venit, s-au apucat de masă, au mâncat și s-au terminat carnea de porc. Că la români carnea de porc e specialitate. Și când s-au terminat, au venit repede la ea în bucătărie și au zis, sora Emi, s-au terminat carnea de porc. Și au zis, stați liniștiți că s-au terminat carnea de oaie, uite, ăsta merge și duce-o la masă. Și-a zis, sora Emi, păi când le dăm acum de la porc la oaie, ăștia o să plece toți acasă, nu nici nu mă ne mai dau bani. Că știți, carnea de oaie e cam cleioasă. Și ei s-au gândit la bani, nu mai face niciun profit acum, gata, s-a terminat. Ce vă spun acum, nu vă vorbesc prostii, eram copil mic, ormeș și-a dus carnea de oaie, o pus-o pe masă, ormeș oamenii și-au început să se servească, și dintr-o dată începe să meargă vorba prin cort. Ce, bă, oameni buni, dar de ce ați ținut carnea asta de porc așa de bună până la sfârșit? De ce n-ați adus-o de la început? Ne-ați dat-o pe asta, umpleți și acum ne-o dați pe asta. Nu știu să vă spun cum a pregătit bunica carnea de oaie, dar a pregătit-o că a fost mai bună ca și carnea de porc. Și-au venit oamenii la ea și-au zis către ea, sora Emi, ce ai făcut? Cum de... Și-au zis, stați liniștiți? E un secret, nu vă spun ce și cum. Că s-a rugat, că o știu să o pregătească, dar a ieșit mâncarea bună. Și acum vreau să vă întreb ceva. Dacă bunica era doar invitată la nuntă, de a fost chemată să fie implicată în lucrare, și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât o lucra prin ea și o salvat situația. Ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu nu lucrează prin cei invitați. Dumnezeu lucrează prin cei implicați în lucrarea Lui. Și o să mă întrebați și o să ziceți, dă-mi, te rog frumos, un exemplu. Haideți să vă dau un exemplu. Vă garantez ce vă spun acum, că vă duceți într-o adunare. Alegeți-o voi, care vreți. Și vă duceți în adunare, intrați și nu vă duceți la cel care e în frunte, dar vă duceți la unul din adunare și îi spuneți în felul următor, frate, uite aici, e cineva aici așa care are nevoie de eliberare, cum facem? Și o să zică, băi, șoai, nu ne băgăm aici. Aici e problemă, vin duhurile peste noi, ne tulbă, vin acasă, tulbură copiii, casa, fac tămbălău. Vă zice, chemați pe ea care sunt mai tari. Tari în ce? Dar tu cum ești? A doua întrebare, dar tu cum ești? Păi eu sunt slab, frate, eu nu m-am... În alte cuvinte, băgător de seamă. Am venit doar invitat și ascultați-mă, îs invitat de 30 de ani și tot vin în fiecare duminică, dar până în momentul de față nu m-am implicat. Vă place? Dumnezeu nu are nevoie de invitați. Dumnezeu are nevoie de oameni implicați în lucrarea Lui, care să știe ce să facă la timpul hotărât. Hristos o ales, putea să lucreze singur, putea să-și arate puterea, era Fiul de Dumnezeu. Și-a zis, nu, eu vreau să vă învăț niște lucruri noi. Ce? Eu îl fac lucrarea împreună cu voi. Și acum ascultați-mă un lucru care vă spun și mă opresc. Lucrarea lui Hristos era pentru Tatăl, ați știut treaba asta. Eu am să vă întreb pe voi, lucrarea voastră pentru cine? Lucrarea noastră pentru cine? E pentru noi? Să ne bucurăm noi? Eu am o vorbă. Iertați-mă că sunt așa de direct. Unii păstori le învață pe oi să se ferească de lupi ca după aia să le poată mânca ei. V-ați băgat la cap ce am spus? Noi trebuie să învățăm pe oi că trebuie să fie slujitoare. Ele dau ceva și lână și lapte și tot ce trebuie, ei le dau naștere la miei care ulterior sunt folosiți. Și Dumnezeu ne-a chemat să fim lucrători împreună cu El. Noi nu suntem invitați, noi suntem implicați. Că atunci când strigi către Dumnezeu și spui, Doamne, trimite! Așa îi spui, Doamne, te invit să te uiți la problema mea. Și zice, mă uit.
Mulțumesc de invitație. Nu, tu strigi și spui, Doamne Dumnezeule, am nevoie de tine acum, implică-te, te rog frumos în lucrarea asta. Și Dumnezeu zice, acum mă prezint, acum o rezolv, acum. Și vine Dumnezeu și rezolvă problema. Dam o întrebare acum. Dar dacă vine Dumnezeu și îți spune ție, trezește-te la ora 1 și du-te la casa cu tare și fă ce-ți spun eu. Îți prea obosit, am lucrat 12 ore, am lucrat 16 ore, am lucrat nu știu ce. Vrea Dumnezeu slujitori adevărați care să închină lui în duș în adevăr și care sunt gata oricând și oriunde pentru o lucrare bună. Știți? În dimineața aceasta aș vrea să rămâneți cu doar atât. Vă văd că am moleșit în dimineața asta. Și vreau să cred că e doar căldura și nu altceva. Vreau să vă spun un lucru important. Degeaba așteptați ca Dumnezeu să tot lucreze, că Dumnezeu lucrează prin noi. Voi auziți ce vă spun? Dumnezeu lucrează prin noi. Și acum să-ți mai spun un lucru. Dumnezeu când lucrează prin noi, nu tot timpul lucrează numai pentru altcineva, mai lucrează prin noi și pentru noi. Și aici intervine credința personală a ta în Dumnezeu. Ai o problemă? Spune Domnului, Doamne, am problema, dar nu numai atât. Poruncesc ca problema asta să fie rezolvată. Amin. Și o să vezi că se va întâmpla. Și mă opresc spunându-vă ceva. În urmă cu 2 ani de zile, am fost invitat să ajutăm o biserică de americani. Păstorul s-a paralizat și a avut un stroke. Prima predică pe care am avut-o acolo a fost despre autoritate. Și am predicat despre autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Că ascultați-mă ce vă spun. Puterea e ceva, autoritatea e cu totul altceva. Poți să ai putere și să n-ai autoritate. Știți lucrul ăsta? Nu intru acum, e alt subiect. Și m-am dus și am predicat despre autoritate. La sfârșit a venit o femeie la mine și a zis către mine, eu niciodată n-am auzit astfel de predică. Am predicat în engleză acolo. Zice, n-am mai auzit așa ceva. Noi avem autoritate să facem astfel de lucruri. Dar zic, cum să nu? E scris în cuvântul lui Dumnezeu. Wow! O zic către mine. Fiți atenți aici. O venit săptămâna viitoare la adunare, îi venea să sară de pe bancă. Întrebați-o pe soție. O femeie în vârstă, la 60 ceva, aproape 70 de ani. Și a zis, frate, m-am dus acasă și am făcut ce ai spus tu. Zice, să vezi ce s-a întâmplat. Și a început să-mi spune cum Dumnezeu elibera casa, cum Dumnezeu o vindecat-o pe fată. S-au făcut Dumnezeu niște lucruri minunate. De ce? Cu o femeie firavă, o zis, băi, dar stai așa o secundă. Eu am și putere și autoritate și sunt lucrător împreună cu Domnul. S-a dus și a exercitat puterea prin autoritatea pe care o dat-o Dumnezeu. Dar ea până atunci nu a știut. Și a zis, frate, să știi că lucrează. Și zice, să știi că eu n-am știut treaba asta. Și acum a stat și m-am gândit și a zis, bă, dar ce-a făcut păstorul american atâția ani de zile? Exact ce v-am spus mai înainte. Bă, feriți-vă de duhuri, că sunt rele, vai, vin peste voi, numai eu am autoritate, numai eu pot să fac. Vezi-ți de treabă. Vine vremea și acum a și venit când închinătorii adevărați să vor închina lui Dumnezeu un duș în adevăr. Pentru că Dumnezeu, zice Domnul Iisus, este duh. Și Domnul Iisus ne-a dat putere, fraților, să facem lucrul ăsta. Și nu numai atât. O implicat pe oamenii ăștia în mod direct. O să ziceți, frate, acum ce e de făcut? Ascultă-mă. Poate credeți că am nebunit. Pe mine nu mă interesează ce cred. Ai nevoie de ceva acasă în cămară și nu-ți permiți. Eu știu, un lichid mai prețios. Ia du-te acasă și pune exact ce-o fac. Pune cuvântul lui Dumnezeu în aplicare, să vezi. Doamne, în numele lui Iisus Hristos. Eu torn aici, eu umplu vasul și mă rog, în numele lui Iisus Hristos, când vin să scot din el, să fie ceea ce cer. E greu, așa e? E greu să și credeți, dar mai să și faceți. Ascultați-mă, puneți-l pe Dumnezeu la încercare și veniți și, dacă nu se întâmplă, veniți și spuneți că sunt mincinos. Dar dacă se întâmplă, veniți și spuneți, frate, ai avut dreptate, nu știu ce a făcut Dumnezeu, dar au transformat ceea ce eu am pus în lucrul respectiv. Puneți niște bani deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu n-am decât 400. Îi pun, dar numele lui Iisus Hristos se binecuvântă și când vin, să se înmulțească. Nu credeți, dar o să vedeți că se întâmplă. Vă duceți înapoi și nu-s mai 400, poate dublu sau mai mult, că Dumnezeu, ascultați-mă, Dumnezeu face cu ceea ce ai, nu cu ceea ce n-ai. Pune la dispoziția lui Dumnezeu ce ai. Și o să ziceți, de unde știu?
vă spun. Când a venit robul lui Dumnezeu Ilie, la văduva din Sarepta, ce a întrebat-o? Ce ai? Nu a întrebat-o ce n-ai. Putea să zică, păi ai putea să-i spună ce nu are de toate. N-am nici aia, n-am nici aia. Băi, ce ai? Puțin un de lemn și puțin făină. Mâncăm, eu, fiul meu, murim. Și l-a zis, auzi, fă așa cum ai spus, dar mai întâi pregătește pentru mine. Și după ce o mâncat, ce-a zis? Ce-a zis? Unde lemnul nu va scădea, făina nu se va împuțina, pe câtă vreme va fi criza asta. Ați înțeles? Așa a fost. Mă opresc, tot zic că mă opresc. Fratele bătrân Hozan, la un moment dat, am mers la adunare și în ziua respectivă au avut invitați de nu știu unde. Și fratele Hozan, fără să-și dea seama, la început fără să-și dea seama și după aia o dat-o pe credință. O chemat pe toți aia să vină la el acasă la masă, fără să vorbească cu nevastă. Nevastă s-au făcut o oală micuță cu mâncare pentru ei doi. Când au văzut femeia ce-a făcut omul, a zis, na, de data asta a dat-o în bani, unde tot. O zice, cum să-i hrănesc pe toți oamenii ăștia să-i pun la masă la noi acasă, că eu am făcut atât așa o oală acolo de mâncare. Și el a zis, auzi, femeie, noi avem un Dumnezeu mare. Știi ce? Eu mă duc și mă rog, o să vezi că Dumnezeu lucrează. Fraților, omul ăsta s-a rugat, ascultați-mă, o dat de mâncare la toți, din oala aia, la toți, și a rămas tot atât. E greu să mă credeți, dar eu vă spun adevărul. Fratele Hozan a mărturisit treaba asta. Nevasta lui s-a uitat și nu-i venea să creadă. Tot scotea din oală și nu s-a mai terminat. O să vă spun din ce cauză. Dumnezeu poate să trimită prepelițe în deșert? Dumnezeu poate să trimită mană cerească? Iertați-mă, ați mai văzut așa ceva? Noi nu m-am auzit de ea, dar Dumnezeu trimite. Și mă opresc spunându-vă cel mai important lucru. Vă rog să-mi spuneți din ce cauză Dumnezeu a spus lui Moise atinge apa cu toiagul și să va destica. De ce nu a spus Dumnezeu, eu merg înaintea voastră, eu poruncesc, eu? De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să-l facă să înțeleagă că noi suntem lucrători împreună cu El. Și acum ascultați-mă, Moise când l-a lovit cu toiagul, el a zis, băi, să văd, se întâmplă sau nu se întâmplă? Așa a zis. O trebuie să aibă credință că ceea ce face, face în numele lui Dumnezeu și se întâmplă. Și apoi a spus Dumnezeu încă ceva. Vorbește stâncii. Asta și mai la treabă. Dar de ce să mai vorbesc? Că vorbești tu. Vorbește tu să dea apă. Păi nu, nu, nu. Vorbește tu. De ce? Pentru că tu ești lucrător împreună cu mine. Tu mă reprezinți pe mine și oamenii se uită la tine. Cum vor ști oamenii că tu ești copilul lui Dumnezeu? Cum? Te rog să spui. Cum? Ridici mâinile spre cer și spui în numele lui Iisus Hristos, poruncesc, eu știu situația de criză și se întâmplă lucrurile respective. Vin oameni și zic, băi, dar de unde? Nu sunt magician, oameni buni. Sunt lucrător împreună cu Domnul și Dumnezeul meu este viu și lucrător. Și ascultați-mă, Dumnezeu se prezintă în mijlocul slujitorilor Lui. Înțelegeți? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Vă văd foarte obosiți în dimineața aceasta. Poate sunteți abătuți de probleme, de necazuri. Poate că cel rău se luptă să vă fure pacea. Poate că ați luat o hotărâre în interiorul inimii voastre și ați spus, Doamne, până nu-mi rezolv treaba asta, eu nu mai fac treaba asta. Ascultați-mă ce vă spun. Fiți credincioși lui Dumnezeu în orice circunstanță și Dumnezeu își va arăta credincioșia față de voi. Degeaba ai tot spune lui Dumnezeu, Doamne, nu mai fac așa și nu mai fac așa și Dumnezeu spune, păi eu n-am nevoie de asta să-mi spui, eu am nevoie să tu să-mi spui că eu în problema prin care trec, eu te slujesc. Vin înaintea ta, Doamne, chiar dacă mi-e greu, eu te slujesc. Și Dumnezeu, ascultați-mă, cuvântul Domnului spune că atunci când suntem slabi, atunci suntem tari. Amin. Pentru că dacă am fi noi tari, nu mai fi nevoie de Dumnezeu să vină să-și arate puterea. Noi suntem slabi, dar El este tare în noi. Și are nevoie Dumnezeu de slujitori adevărați. Știți care slujitori adevărați? Știți care? Care își pun puținul la dispoziție și lucrează împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu vine și face puținul ăla ceva minunat care nimeni nu mai gustat vreodată. Vreți? Vreți lucrurile acestea? Eu le vreau din toate inima. Eu vă spun un singur lucru. Eu am o cauză înaintea lui Dumnezeu acum, în momentul de față. Și m-am rugat pentru ea și Dumnezeu a spus în fața casei tale să vă opriți la tine căruța. Știți ce? Știți ce știu eu acum? Nu știu când, cum, cine, dar știu că Dumnezeu va face lucrarea. Ați înțeles? Și mai fac ceva.
În numele lui Iisus Hristos, problema mea este rezolvată. Amin. Dar mai rostesc un lucru. În numele lui Iisus Hristos și problemele voastre sunt rezolvate. În numele lui Iisus Hristos veți primi mai mult decât ceea ce cereți. Și am să vă spun de ce cauza. Pentru că nu cerem cu gând ca să risipim, ci cu gând să împărțim și altora și să guste din vinul minunat pe care Hristos poate să-l facă din apă chiar în ziua de azi. Dar va face doar dacă te vei implica. Du-te la fântână, ia ce-ți trebuie, pune la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu rezolvă problema. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului.